Lacul are 3000 de hectare cu adâncimea între 1 și 4 metri. Se poate și o oxigenare foarte, foarte bună. Dacă eu fac la un metru de luciu de apă, la un metru adâncime, fac 2 tone și ceva, deci eu nu pot să rezist, pentru că toate păsările, începând de la cormorar mic, cormorarul mare, pelican, vine și mănâncă la mine, deci nu are, exact ca, eu sunt ca un abator. Deci pe lacul cel mare de 3000 de hectare se odihnesc păsările și cum am dispărut 2-3 minute și am ales că acum avem interzicție, deci noi nu mai putem decât să ne uităm la ele. Nu știu dacă ați filmat și dumneavoastră câte păsări sunt la ora după amiază. Ei, cormorarii vin între 7 și 10 dimineața. N-ați venit niciodată să vedeți mii și mii de... Și n-are de unde să mănânce decât de la mine. Pentru că dacă am face toți producție și am populat toate lacurile, tot aceeași cormorare avem. 10.000, 5.000 de cormorari cât sunt în zonă. De cei de la ortologie sau de, cum se numește, știu câte păsări sunt la noi. Deci la noi... populează unul și mănâncă toată producția. Deci mie îmi jumătățește producția. Am vândut aproape 20 de tone până la ora de o săptămână și ceva tot livrez și aștept firme să vină în continuare, dar speranțe sunt mici, speranțe de vânzare. O să rămân cu el în primăvară. În primăvară și în iarnă vin mii și mii de cormorari. Aici este între octombrie și martie. Deci în martie încep să populez din nou și atunci, până atunci, cormorarii sunt pe bine. Practic, dacă nu reușiți să vindeți până atunci, bună parte din cantitatea asta este mâncată de cormorani și de alte păsări. Cormorari, pelican, da.